Liang, prietenul florilor. Un negustor bogat avea o casă impunătoare în oraș și o altă casă la țară. Dar deoarece el prețuia mai mult distracțiile de la oraș decât viața liniștită de la țară, ajunsese să petreacă tot mai puțin timp acolo și până la urmă nu s-a mai dus deloc la țară. Casa a rămas părăsită și nimeni nu s-a mai îngrijit de grădină. Iarba a crescut înaltă și tufele au împânzit locul. Grădina încântătoare de altădată se sălbăticise. Negustorul avea o rudă săracă, un tânăr student pe nume Liang, care se pregătea pentru marele examen oficial din orașul împărătesc. Părinții lui muriseră și când modesta sumă pe care i-o lăsaseră moștenire s-a terminat, s-a îndreptat către ruda sa bogată și a cerut ajutor. Acesta s-a îndurat, pentru că oricum nu-l costa nimic, să-i ofere tânărului Liang găzduire în căsuța grădinarului de pe proprietatea lui de la țară. Negustorul a fost de părere că un student ca acesta putea să stea acolo liniștit cu cărțile lui. Liang i-a mulțumit și a strâns cărțile și lucrurile personale într-o boccea și a plecat spre casa de la țară. Căsuța grădinarului era dărăpânată, însă tânărul era mulțumit să aibă un acoperiș deasupra capului. Dar când a intrat în grădină, i s-a strâns inima. În copilărie, el se jucase acolo cu Daiu, fiica negustorului. Ce splendidă era pe atunci grădina! De la un anotimp la altul, se iveau peste tot flori de toate culorile. Bujori, crizanteme, camelii și câte și mai câte altele de toată frumusețea. Ce tristă se învățișa acum grădina! Nu mai plouase de multă vreme și pământul era atât de uscat că se prefăcuse în praf. Plantele sufereau de secetă, își lăsaseră tulpinile în jos, iar florile se ofileau. Liang a mers repede în căsuță, a găsit o găleată veche și a scos apă din fântână. A mers de la o floare la alta și le-a udat cu grijă. A săpat pământul și a plivit iarba și buruienile, care se întinseră și înăbușau florile. Ziua se apropia de sfârșit. În lumina slabă a înserării, tânărului s-a părut deodată că aude pași ușori și un râs slab. Ceva foșnea ca îmbrăcămintea unei femei și a avut impresia că simte o mângâiere pe obraz, la fel de lină ca aripa unui fluture. Ce-mi trece și mie prin minte, s-a gândit Liang, luându-se singur în râs. Mi se întâmplă asta pentru că atunci când sunt aici în grădină, nu pot să nu mă gândesc la Daiyu. În grădina asta am fost fericiți și ea și eu. Mi-aș fi dorit, dar cineva atât de sărac ca el nu putea nici măcar să se gândească la ce și-ar fi dorit. Desigur, tatăl lui Daiyu îi va alege ca soț un negustor bogat sau un mandarin. Zilele și săptămânile treceau una după alta. Ca să-și câștige orezul cel de toate zilele, Liang s-a dus la țăranii din împrejurimi, care au fost bucuroși să aibă în preajmă pe cineva care știa să scrie și să citească. El scria câte un bilet, cânt pentru unul, cânt pentru altul, sau le citea câte ceva. Dar erau și zile când nimeni nu avea nevoie de serviciile lui și el rămânea flămând. Însă de îndată ce intra în grădină, uita de toate necazurile. Uda florile, tăia iarba, plivea straturile de flori. Dacă vreuna dintre plante era prea grea, o sprijinea legându-o de o tijă de bambus. În curând, grădina nu a mai fost în paragină. Se obișnuise așa de tare cu râsul abia auzit, cu pașii ușori și cu atingerea lină, ca unei aripi de fluture, că îi se părea ceva de la sine înțeles și nu ceva de mirare. În fiecare seară, până târziu în noapte,
stătea plecat asupra cărților sale și studia. Hrana neîndestulătoare, mersul chinuitor pe la casele țăranilor, studiile nocturne, toate i-au secat treptat puterile. Din zi în zi se simțea tot mai slab și tot mai des se întâmpla să moțăie cu cărțile în față. Teama de ceea ce îl aștepta mai departe începuse să-l chinuie. Dacă nu studia cu destulă sârguință, cum ar fi putut să reușească la marele examen oficial? Într-o noapte, când flămând și sleit de puteri, atipise din nou la masa de studiu, s-a trezit speriat auzind un foșnet. Ușa s-a deschis și înăuntru a pătruns un șir de fete drăgălași. Trupurile lor erau atât de delicate că păreau transparente și erau înveșmântate în văluri diafane în culori luminoase. Lui Liang nu-i venea să-și creadă ochilor. "Cine sunteți?" a vrut el să știe. "Nu ne cunoști?" a întrebat una dintre fete, care cu veșmântul ei de culoare roz semăna cu un pușor în plină floare. "Suntem elfele florilor din această grădină. Tu ne-ai dat apă atunci când sufeream de sete. Zi de zi ai avut grijă de noi. Fără tine am fi pierit în mod jalnic. Acum a venit rândul nostru să te ajutăm. Nu-ți pierde curajul și ai încredere în noi." În clipa următoare, fetele au părut că se topesc în aer și au dispărut. Liang era din nou singur în căsuță. O mireasmă dulce de flori plutea în aer, iar pe podea erau împrăștiate petale de flori. Oare dormise și totul nu fusese decât un vis? Dar atunci, cum ajunseseră petalele în căsuță? Înainte de a-și da seama bine ce se întâmplase, a fost cuprins de o oboseală plăcută și s-a cufundat într-un somn adânc, odihnitor. A doua zi de dimineață a sosit un servitor din slujba negustorului și a adus lui Liang o supă hrănitoare, un castron plin cu orez, legume pregătite la abur, bucăți de friptură și un ulcior cu vin. "Domnule Liang," i-a spus servitorul, "acestea vă sunt trimise de tânăra noastră stăpână. Noaptea trecută a avut un vis ciudat. Se făcea că în camera ei a pătruns un șir de fete drăgălașe. Stăpâna s-a gândit că n-ar fi putut să fie ființe omenești, căci trupurile lor erau atât de delicate că păreau transparente. Erau înveșmântate în văluri diafane, în toate culorile florilor. Alaiul fetelor a condus-o pe stăpâna noastră în această grădină și ea v-a văzut la masa de studiu, palid, tras la față și slăbit de foame. Stăpâna noastră mi-a poruncit ca de acum înainte să vă aduc în fiecare zi un castron plin cu orez și un urcior cu vin." Acum Liang s-a convins că nu visase. I-a spus servitorului să-i transmită stăpânei mii de mulțumiri. Niciodată până atunci nu i se păruse vreo mâncare atât de gustoasă. Vinul l-a înviorat, l-a făcut să simtă că revine la viață. După ce a mâncat tot și a băut vinul, Liang s-a dus în grădină și a trecut pe la toate florile. "Dar eu nu m-am uitat," le-a strigat el pe rând. "Iar vouă, bunele mele prietene, vă mulțumesc de mii de ori." Florile s-au înclinat spre el. Liang a auzit pașii ușori și râsul lor și s-a simțit fericit. Din ziua aceea nu a mai fost nevoit să cutreiere ore în șir prin împrejurimi. Studia ziua întreagă, uneori și noaptea, și se odihnea apoi în grădină, lângă prietenele sale, elfele florilor. Dar a venit timpul să meargă în orașul imperial, căci se apropia ziua marelui examen oficial. Abia acum și-a dat seama Liang ce vechi și ponosite erau hainele lui.
Pantofii erau sclâciați, cu tălpile găurite. Va fi acceptat ca student când arăta ca un cerșetor? Și cine va uda florile dacă el va lipsi mai multe zile? În dimineața următoare, când servitorul a venit în grădină, nu a adus doar orez și vin, ci a înmânat lui Liang și o haină nouă și pantofi noi, precum și o pungă plină cu bani pentru drum. Sunt lucruri trimise de stăpânul nostru, i-a explicat servitorul. Și văzând că Liang rămăsese mut de uimire, a adăugat: tânăra noastră stăpână a avut iarăși un vis. A mers la tatăl ei și i-a spus că nu trebuie să lase ca ruda lui să se prezinte ca un cerșetor în orașul imperial, căci onoarea familiei ar avea de suferit. Iar în ceea ce privește grădina, nu trebuie să vă faceți griji. O să o îngrijesc eu până vă veți întoarce. În noaptea din ajunul plecării, Liang nu s-a putut despăți de grădină și până la urmă a adormit obosit printre flori. A visat, dar acum știa că nu era doar un vis, că elfele florilor s-au strâns în jurul lui și că una după alta i-au șoptit urări care să-i poarte noroc. Mergând spre orașul imperial, Liang s-a alăturat unui grup de negustori care se duceau și ei acolo și a ajuns cu bine la destinație. Sute de tineri, fie ai unor familii de vază, bogate sau săraci, ca Liang, veniseră și ei, în speranța că vor susține cu succes marele examen oficial. Cei mai buni aveau să primească drept răsplată calitatea de mandarin și un post important în administrația imperiului. Alții vor trebui să se mulțumească cu vreun post de secretar pe undeva. Celor care nu reușeau la examen, nu le rămânea altceva de făcut decât să mai încerce o dată în următorul an. În dimineața examenului, Liang și ceilalți tineri au intrat în marea sală de examen. Fiecare candidat a fost dus într-o mică încăpere, unde a primit tuș, pensulă, hârtie și subiectul pe care trebuia să-l trateze. Apoi ușile încăperilor au fost închise, urmând să fie redeschise doar când vor fi strânse lucrările candidaților. Liang stătea în încăperea lui minusculă. Nu își făcea mari speranțe că ar putea să reușească. În mulțimea de candidați din întregul imperiu, sigur se aflau mulți care erau mai cultivați și mai talentați decât el, cu care nu s-ar fi putut măsura. Ce mult își dorea să reușească la examen. Dar când a citit subiectul pe care trebuia să-l trateze, i-a pierit curajul. Mintea îi se golise, încât nu se simțea în stare să scrie nici măcar o frază. Cum stătea acolo descurajat, dintr-o dată aerul din cămăruță s-a umplut cu o mireasmă dulce de flori și câteva petale au plutit spre el. Prietenele mele îmi sunt alături, s-a gândit Liang și încrederea i-a revenit. A luat pensula, a acoperit foaie după foaie cu semne din alfabetul chinezesc și și-a terminat lucrarea cu mult înainte ca domnii din comisia de examen să deschidă ușa cămăruței. În ziua următoare, în hanul modest în care se cazase, au venit emisari care l-au anunțat că avea onoarea de a fi cel mai bun dintre cei mai buni. Lui Liang nu-i venea să creadă și chiar și-a închipuit că emisarii au făcut o greșeală. Dar când ceilalți candidați l-au plimbat triumfător prin orașul imperial și când mulțimea l-a ovaționat, și-a dat seama că ceea ce nu îndrăznise niciodată să spere se întâmplase cu adevărat. Împăratul l-a primit în palatul imperial, iar oameni de vază l-au invitat la banchete festive. Întâmplarea, sau mai bine zis soarta, a făcut să fie numit guvernator imperial chiar în provincia sa natală. Când Liang a revenit în orașul lui, nu mai era un student sărac,
ci un mandarin de prim rang și cea mai respectată persoană din întreaga provincie. Pentru un negustor, oricât ar fi de bogat, un mandarin ca ginere este foarte binevenit. Liang s-a căsătorit cu Dai Yu. Ca dar de nuntă, a primit de la negustor casa și grădina de la țar. Meșterii constructori i-au redat locuinței strălucirea de odinioară. Grădinarii îngrijeau grădina, dar Liang și Dai Yu aveau grijă să pună apă la flori când acestea erau însetate. Pentru tânăra pereche, cele mai frumoase momente ale zilei erau cele petrecute acolo, în compania elfelor florilor, cărora le datorau fericirea lor. Nicăieri altundeva, în întreaga provincie, nu găseai flori atât de minunate ca cele din grădina mandarinului.